seama să o folosesc, Laira. Mâine e termenul limită pentru proiectul meu de lucru manual. Descurcă-te singur! Păpușa asta e a mea! Dă-mi-o înapoi, Frey! Oh, nu! Frey, te urăsc! Îmi pare rău, Laira. Nu am vrut să se întâmple asta. Cred că pot să o repar. Uite! Oh, nu! Aș vrea ca mama să fie aici. Frey, vei plăti pentru ceea ce ai făcut! Calmează-te, Laira! Nu așa se comportă un copil bun? Nu vreau să fiu un copil bun! Nu fi așa, Laira! Arăți îngrozitor! Frey, te voi distruge! Laira, ce se întâmplă? Calmează-te, Laira! Spune-mi ce s-a întâmplat! Oh, nu! Supa mea! Clary gătea cina pentru familie. Spera să facă o masă delicioasă, la fel cum obișnuia să facă mama lor când era în viață. O masă pe care toți o iubeau. Clary, încerci să dai foc casei? Ești mai stângace decât mine. Nu mai încerca să fii ca mama! Gătitul tău e groaznic! Haideți voi doi, îmi pare rău! Alo, restaurantul Zânei? Am nevoie de 5 mese livrate la această adresă. Așteptați un pic, vă rog, mă duc în camera mea. Laira, iartă-mă! Frey, ești terminat! Mamă, îmi e atât de dor de tine! Sunt atât de nepricepută, nu pot să am grijă de familie cum o făceai tu! Doamna Smith s-a stins din viață cu 3 luni din cauza unei boli grave, lăsând familia în haos. Casa era dezordonată și neîngrijită și toți deveniseră distanți unii de alții. Clary, cea mai mare dintre toți, a încercat să aibă grijă de familie, dar era prea mult pentru ea. Dragul meu, ai grijă? Nu-ți face griji, draga mea, sunt bine. Tata o iubește atât de mult pe mama? Imposibil! Ce se întâmplă cu voi doi? Ce înseamnă asta? Bună, dragi și iubiți copii, ea este noua voastră mamă, noua mea soție. Tată, minți, nu-i așa? Nu pot să cred! Doar ieri tata plângea simțindu-i lipsa mamei. Tata a iubit-o mult pe mama, nu poate să se fi răzgândit atât de repede. De ce nu? Tatăl vostru nici măcar nu-și mai amintește cine a fost mama voastră. Inima lui îmi aparține acum. Așa este. Maida este cea mai Dragul meu, cred că ar trebui să scapi de toate amintirile soției tale decedate. Tată, nu poți face ce spune ea, nu vom permite asta. Acele amintiri îmi fac greață, nu vreau să le mai văd. Bună, eu sunt Mita, noua menajeră a familiei Smith. E bine, stăpânul? Sunt bine, mulțumesc. Ai sosit la timp! Eu sunt viitoarea stăpână a acestei case. Ajută-mă să curăț amintirile răposatei doamne Smith. Iar eu sunt fiica cea mică a familiei Smith, actuala stăpână cea mai puternică a acestei case. Curăță-mi această femeie de aici. Cum doriți. Ce? Cum îndrăznești? Oh, nu! Mita a ascultat de Clary, deoarece fata era stăpâna ei și ea servea doar familia Smith. Judecând după simptome și mirosul pe care le emană domnul Smith, deduc că a fost vrăjit cu o vrajă de iubire. Te rog, nu o răni pe cea pe care o iubesc. Vei plăti pentru asta? Nu-ți face griji, stăpâne, totul va fi bine. S-a dovedit că domnul Smith încă își iubea soția profund. S-a apropiat de vrăjitoare doar pentru că a fost vrăjit. Stăpâne, cred că ai nevoie de asta. Mulțumesc. Copii, aceasta e Mita, noua noastră menajeră. Familia noastră era în haos, așa că a trebuit să o angajez. Mita e o menajeră excelentă, capabilă să satisfacă clienții 120%. Ea poate face orice. Gătit, treburile casnice, sporturi, chiar și predat. Dar e foarte rezervată și nu zâmbește niciodată, așadar vă rog să fiți înțelegători și compătimitori cu ea. E minunată! Pare rău, bucătarul nostru a avut un accident și și-a rupt brațul, așa că nu vă putem onora comanda. Vă rog să ne iertați. Oh, nu! Nu vă faceți griji, mă ocup eu. Familia Smith era panicată, dar Mita a început imediat să lucreze. A gătit mâncăruri aromate de care familia Smith s-a bucurat cu plăcere și recunoștință. Supa asta are gustul supei mamei, e minunată! După ceva timp cu Mita ca menajeră, familia Smith s-a stabilizat. Cu toate acestea, problemele ascunse ale membrilor familiei încă existau. Mamă, îmi e atât de dor de tine, am încercat să am grijă de familie. Dar în ultimele 3 luni am întâlnit o femeie amabilă. Ea e Mita, o gospodină desăvârșită.
Ea și-a asumat responsabilitatea grea, menținând casa noastră curată și organizată. Știi, Frey și Lyra i-au dat sarcini dificile. Frey i-a cerut Mitei să-i dea o lecție lui Grey, un bătăuș. Grey îl tachina mereu pe Frey că nu are mamă, ceea ce îl făcea foarte trist. Frey aleargă foarte repede pentru că a trebuit să fugă de Grey atât de des. Grey chiar a furat tema de la lucrul manual al lui Frey, ceea ce l-a făcut să se certe cu Lyra pentru o păpușă, rupând-o. Mita a găsit dovezi ale greșelilor lui Grey, ceea ce a dus la exmatricularea lui. Apoi, Lyra i-a cerut Mitei să o aducă pe mama înapoi la viață, pentru a fi alături de ea la evenimentul de ziua mamei de la școală. Mita și-a folosit umbra pentru a se preface că e mama, sfătuind-o pe Lyra să trăiască bine, spunându-i că mama e fericită în ceruri. Și tatăl nostru, el e o altă grijă care îmi dă bătăi de cap. Tata îți simte lipsa teribil, deseori bea în exces. Odată, un ghiveci aproape a căzut pe capul tatei. Mita l-a salvat și l-a dus acasă. În stare de ebrietate, tata a confundat-o pe Mita cu mama și i-a cerut să gătească mâncărurile mamei. A mâncat și a plâns ca un copil. Îmi doresc din tot sufletul ca tu să fii singura, dar nu vreau ca tata să se mai tortureze în felul acesta. Poate că e destinul sau vreo forță spirituală binevoitoare care a adus-o pe Mita în familia noastră. Ea a găsit ultima scrisoare a mamei, în care spunea că familia noastră trebuie să fie fericită chiar și fără ea. Mamă, familia noastră a trecut prin multe încercări și realizez că avem nevoie de o nouă stăpână a casei. Am avut multe frământări, dar cred că asta e ceea ce trebuie. O să-i cer Mitei să găsească o soție minunată pentru tata, o mamă extraordinară pentru noi. Dar indiferent cine va fi, tu ești cea mai bună în inima mea. Tata, frații mei și cu mine te iubim foarte mult. Draga mea, vrei să te căsătorești cu mine? Sunt de acord, dar vreau ca cei trei copii ai tăi și acea ciudată Mita să plece din casă. Bine, sunt de acord. Nu, tată, trezește-te! Domnișoară, trezește-te! Slavă Domnului, a fost doar un vis! Bună, Mita, asta e... Am adunat informații despre cele mai bune 100 de femei din oraș. Aici sunt rezultatele pentru a le examina. Minunat, Mita, ești cea mai bună! După ce a selectat, Clary a găsit 3 candidate. O dansatoare frumoasă, o academiciană studioasă și o comerciantă bogată. A început călătoria interesantă de a găsi o soție pentru tata. Mamă, găsirea unei noi soții pentru tata nu e ușoară. El a spus că are doar o singură soție și aceea ești tu. Dar apoi lua poza ta și bea cu tristețe, așa că a trebuit să iau măsuri drastice. I-am ordonat Mitei să-l ducă forțat la un eveniment de întâlniri, chiar dacă plângea și te chema pe tine. Prima femeie era o comerciantă bogată, exact ca tata. Am sperat că va putea ajuta cu afacerea, dar m-am înșelat. Ea vorbea doar despre bani, trucuri morale, exploatarea celor slabi pentru a se îmbogăți. Un chelner i-a murdărit din greșeală rochia. Ea l-a umilit pe chelner, cerând o despăgubire mare. Tata s-a ridicat pentru a-l proteja pe chelner, dar a fost copleșit. Mita a apărut și a salvat situația cu un detergent miraculos, curățând rochia. A doua femeie era o academiciană studioasă. Am sperat că ne va ajuta să ne îmbunătățim notele. Dar ea iubea doar cărțile, studiind plante ciudate. Nu-i plăcea să se joace sau să participe la activități recreative. Pentru ea, studiul era cea mai bună formă de divertisment. L-a dus pe tata să-i admire grădina. Dar a transformat din greșeală o plantă carnivoră într-una gigantică. Din fericire, Mita a învins planta și l-a salvat pe tata.
dar întâlnirea a eșuat pentru că Ademiciana dorea să-l pedepsească pe tata pentru că i-a stricat grădina. Ultima femeie era o dansatoare frumoasă. Îmi place dansul și mi-am imaginat că m-ar face o stea de top. Dar ea iubea un alt bărbat, un dansator talentat dintr-o familie săracă. A fost forțată să meargă la o întâlnire pentru că familia ei dorea ca ea să se căsătorească cu un bărbat bogat ca tata. Ei l-au amenințat pe iubitul ei dacă nu se supunea. Noi, tata și Mita, l-am salvat pe iubitul ei. L-am ajutat să fugă, sperând că vor avea un final fericit departe. O, mamă, sunt un copil atât de uituc. Am fost atât de emoționată de iubirea dansatoarei încât le-am făcut o pereche de păpuși. Dar în ziua plecării lor, le-am uitat acasă. Mita și tata m-au ajutat să trimit cadoul înainte să le plece trenul. Mamă, te iubesc! Sunt obosită și voi face o pauză de la căutarea soției. Poate data viitoare voi fi mai selectivă. Tata? Mita? Ce s-a întâmplat cu voi doi? Tată, Mita, ce e în neregulă cu voi? În timpul evadărilor, dansatoarea și iubitul ei au fost urmăriți. Cineva i-a dat de veste familiei ei. Din fericire, am sosit la timp să-i învingem pe cei răi. Dar Mita și-a rupt piciorul salvându-mă. Din fericire, totul s-a terminat cu bine. Mulțumesc, stăpâne. Ha? Eu ar trebui să-ți mulțumesc ție. Domnul Smith era pe punctul de a-și mărturisi sentimentele față de Mita când o bătaie în ușă i-a întrerupt. Sally? Tu ești? Ești vie? Mamă, tu ești? Eu nu sunt Sally, sunt Mary. Am fost atacată de tâlhari, vă rog să mă ajutați! Familia Smith a primit-o pe Mary. Gătea și făcea treburile așa cum făcea și doamna Smith când era în viață. Simt că e ceva ciudat la femeia asta. Femeia i-a încântat pe Frey și Lyra. Ei voiau ca domnul Smith să se căsătorească cu Mary pentru că le amintea de mama lor, dar domnul Smith ezita. Mita era tristă, dar puternică. Ea dezvoltase sentimente pentru domnul Smith. În ultima vreme, multe fete tinere din oraș au dispărut. Fiți atente pe drumul spre casă. Vom avea grijă, mulțumim! Fetiță drăgălașă, viața ta mi-aparține de acum! Demon rău, nu visa că mă vei prinde! Mita, ajută-mă! Te-am găsit, fetiță! Nu mă atinge, pleacă de aici! Mă rănești! Dacă nu renunți, te voi distruge! Aici intervin eu! Las-o pe domnișoară! Chiar când răpitoarea era pe punctul de a-i face rău lui Clary, Mita a apărut să o înfrunte. Dar răpitoarea era prea puternică. A învins-o pe Mita. Pe măsură ce răpitoarea se pregătea să-i absoarbă forța vitală, Clary a intervenit să o protejeze, dar a sfârșit inconștientă. Domnișoară Clary, te rog, trezește-te! Am terminat aici! La revedere! Data viitoare tu vei fi prada mea! Ostașii regali au sosit, confundând-o pe Mita cu vinovata. Incapabilă să-și dovedească nevinovăția, Mita a fugit, folosind o bombă cu fum. Familia Smith a aflat despre trecutul Mitei din investigațiile ostașilor regali. Mita provenea dintr-o familie de sclavi, forțată să slujească aristocrația. Familia ei s-a sacrificat pentru a o salva.
Mita a fugit cu o nouă identitate, împovorată de vinovăție, fără să-și dea voie să mai zâmbească. Familia Smith nu credea că Mita i-a făcut rău lui Clary, dar nu o puteau găsi pentru a o confrunta. Luni de depresie au urmat până când... Clary a fost în comă de luni de zile. În ciuda eforturilor medicilor, nu s-a trezit. Ei voiau să mă căsătoresc cu Mary, dar nu aveam sentimente pentru ea. Pentru că cea pe care o iubeam cu adevărat era... Domnule Smith, veniți repede la spital! Mita atacă! Clary e în pericol! Vin imediat, așteptați! Domnul Smith a abandonat nunta și a fugit la spital pentru a-și proteja fiica. Mita a îndurat multe încercări pe munte, căutând ierburi pentru a o vindeca pe Clary. Te rog, cruță-mă, am o mamă în vârstă și copii mici. Ha? Dragule, sunt atât de speriată! Maestre, vă rog să mă credeți, nu i-am făcut rău lui Clary. Dovezile sunt clare, nu mai încerca să-ți caut scuze. Domnul Smith, frământat, și-a amintit tot ce făcuse Mita pentru familia sa și a luat o decizie. Dacă spui că ești nevinovată, te voi crede. Am așteptat atât de mult să spun asta. De ce? De ce ești atât de bun cu mine? Pentru că te iubesc. De acum înainte, nu-mi mai spune stăpâne, spune-mi Edward. Numele meu adevărat. De ce? De ce mă tratezi așa? Am muncit din greu să arăt ca răposata ta soție. De ce nu mă iubești? E vrăjitoarea cearea. Ajutor! Știi câtă suferință am îndurat? Frumoasa fața doamnei Smith nu era eternă. Pentru a o menține, vrăjitoarea absorbea forța vitală a tinerelor fete. Fetele dispărute erau într-o comă, într-o peșteră de pe munte. Vrăjitoarea sabotase în secret cele trei întâlniri pe care le avusese domnul Smith. L-a vrăjit pe chelner să verse pe rochia negustorului. A schimbat poțiunea savantului, făcând planta carnivoră uriașă. Din gelozie pentru iubirea dansatoarei, a dat de veste familiei ei. Mita, Lyra, Frey, astăzi vă voi distruge pe toți. Apoi voi folosi ovrajul de iubire pentru a-l cuceri pe Edward. Clary nu se va trezi niciodată și nimeni nu va ști adevărul. Voi trăi fericită cu iubitul meu sub o nouă identitate. Nici să nu visezi. Mita, slăbită de atacurile ei, era totuși hotărâtă. Iubea profund familia Smith. Te voi învinge și o voi trezi pe Clary, iar cea care va trăi fericită până la adânci bătrâneți cu Edward voi fi eu, nu tu. În cele din urmă, povestea de dragoste tragică a avut un final fericit. Mamă, datorită curajului Mitei, m-am trezit. Ea a fost absolvită de orice vină, iar fetele dispărute au fost găsite. Apoi, noi trei, tata și doamna Mita, am continuat să urcăm munții înzăpeziți, în căutarea ierburilor pentru a salva victimele nefericite. În această călătorie, i-am unit pe tata și pe Mita. Acum trăim toți fericiți împreună ca o familie. Te iubim atât de mult, mamă! Doris era o fată perfect normală, până într-o zi. Sângele care picura din rana lui Doris a început să transforme creaturile din jurul ei în ceva neobișnuit. În același timp, demonii înspăimântători își făceau tot mai des apariția. Ajutor! Vă rog, plecați! Frica a făcut-o pe Doris să-și piardă cunoștința. Când s-a trezit, era alături de bunica ei iubită. Bunico! Iepurașul acela, de ce a făcut așa din senin? Mi-e frică! Doris, sângele tău conține puterea care îi face pe demoni mai puternici. De acum încolo, ei vor încerca mereu să-ți facă rău. Promitem că vei purta acest talisman ca să-ți ascunzi abilitatea, bine? Apoi, Doris a crescut și a devenit o fată foarte frumoasă, care avea puterea de a vedea demoni. Dar, din cauza necazurilor din trecut, Doris se prefăcea tot timpul că nu îi vede. Aha! Poți să mă vezi! Hai să ne jucăm! Oh, am uitat! E timpul să mă întorc acasă! Nu mă vezi? Hei! Hei! În același timp,
Doris avea și tot felul de prejudecăți despre fantome și demoni. Într-o zi, când era în pădure ca să culeagă plante medicinale, Doris s-a rătăcit și și-a pierdut talismanul prețios. Imediat a apărut un demon, voia să-i facă rău. Cuprins de disperare, Tony Vampirul a apărut și a ținut demonul pe loc. Tu... nici tu nu ești om. De ce? Nu contează ce sunt eu. Tu fii mireasa mea și te voi proteja. Să devin mireasa unui demon? Niciodată! Nu ești de acord? Atunci, te rog! Așteptând acest moment, demonul blestemat a continuat să se apropie de Doris. Sunt de acord! Oprește-l, repede! Apoi, Tony a oprit demonul. În același timp, a fost invocat un contract. Cel puțin, dacă devenea mireasa lui, Doris ar fi reușit să trăiască mai mult, măcar încă puțin. După ce Doris a făcut jurământul, Tony a distrus demonul și a dus-o înapoi la castelul lui în adâncul pădurii. Întreaga întâmplare a captat privirile unui corb negru misterios. În primele zile petrecute la castelul vampirului, Doris era tot timpul cu ochii în toate părțile, căutând orice ocazie de a scăpa. Nu are niciun rost. Cât timp semnul este pe fruntea ta, nu poți ieși afară. După cum își amintea din zvonurile auzite, Doris a încercat tot ce credea că îi sperie pe vampiri. Doris și-a îndeplinit rolul de soție, pregătind o masă delicioasă, plină de usturoi. Tony a mâncat totul și a mulțumit pentru masa delicioasă. A încercat să strângă mai multe obiecte pentru a face o cruce. Doris și-a adunat tot curajul și a pus-o în fața lui Tony. E prea urâtă! Arunc-o! Speranțele lui Doris s-au spulberat când Tony a spus: Hai, termină cu toată farsa! Vampirii nu se tem de prostiile astea despre care tot vorbiți voi oamenii. Doris a așteptat zile în șir, dar Tony nu i-a făcut nimic. Nici măcar nu i-a subt sânge, așa cum spuneau zvonurile. Deci, pe scurt, ce trebuie să fac dacă sunt soția ta? Te descurci excelent! Doris s-a obișnuit ușor-ușor cu viața în castelul vampirului. Și nu a mai căutat o cale de scăpare. Doris era liberă să facă ce dorea, să meargă oriunde în castel. Mai puțin în camera de la capătul coridorului, care avea o ușă acoperită de praf. Curiozitatea este interzisă. Dacă vrei să rămâi în viață, nu deschide niciodată ușa aceea. Niciodată! Totuși, cu gândul că acea ușă ar putea să o ajute să iasă din castel, într-o zi, când Tony plecase să-și rezolve niște treburi, Doris a reușit să se furișeze spre camera interzisă și a deschis ușa. În interiorul camerei secrete se afla un liliac înfricoșător, care s-a repezit să muște fata cea curioasă. Norocul a făcut ca vampirul să se întoarcă la timp și să oprească atacul. Ah! Liliacul acela! De ce? Ea este foarte importantă pentru mine. Pe vremuri era foarte blândă și nu rănea pe nimeni, dar s-au întâmplat niște lucruri, apoi și-a pierdut mințile. Îmi pare rău. Promitem că, până găsesc o cale de a o vindeca, nu vei mai intra în această cameră. Simțindu-se vinovată pentru rănile provocate de liliac, Doris și-a promis că va avea grijă de Tony. Cu timpul, cei doi s-au îndrăgostit unul de celălalt, chiar dacă Doris nu suportase niciodată demonii. Doris, vrei să te întorci în sat, nu-i așa? Mai așteaptă puțin și te voi duce înapoi. Apoi, într-o noapte, Doris a fost trezită de zgomotul unui obiect aruncat în fereastră. Tony? Tony? Unde ești? Domniță? Deschide fereastra! Sunt o persoană de încredere! Vreau doar să-ți dau niște vești despre bunica ta! Bunica mea? Da! Bunica ta este în pericol! Dacă nu mă asculți, vei regreta toată viața! În cameră a apărut o fată cu aripi negre de corb. Își spunea Jenna, fosta mireasă a vampirului. O, domniță, nu ești singura mireasă! Știi, liliacul din camera aceea este fosta iubită a lui Tony. A fost blestemată să devină un liliac. Tony semnează mereu contracte ca să își aducă aici o nouă mireasă care să locuiască cu el. Cu cât mireasa stă mai mult aici, cu atât liliacul îi absoarbe mai multă energie și devine mai puternic. Liliacul poate scăpa de aici și le poate face rău oamenilor. Și tot așa până când mireasa rămâne fără energie, iar Tony își alege o nouă mireasă. Eu am avut norocul să fiu salvată de zeul corbilor și am scăpat.
Nici măcar nu pot să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi fost. Nu, nu poate fi așa. Nu te lăsa păcălită. Astăzi, el și demonul Liliac au venit în sat ca să îți ia bunica. Doris nu voia să creadă ce i-a spus Jenna, dar când a deschis fereastra camerei interzise pentru a verifica adevărul, Liliacul și vampirul erau de negăsit. Pe deasupra, Jenna i-a arătat inelul de exorcizare al bunicii sale, iar Doris a început să tremure de frică. Știind că este nedumerită, Jenna s-a oferit să o ducă direct acasă la ea ca să vadă totul cu ochii ei și să-l oprească pe Tony. Jenna a ajutat-o pe Doris să scape temporar de sigiliul de pe frunte, astfel încât să poată părăsi castelul. Liliacul lui Tony este foarte puternic. Ascultă doar de el. Așa că dacă vrei să-l prinzi, există doar o singură cale de a-i face pe vampir să se predea. Știu că încă mai speri în iubirea voastră, așa că hai să ne prefacem că te-am răpit și să vedem dacă acceptă să-și dea la schimb demonul Liliac ca să te salveze sau nu. Așteptând aprobarea lui Doris, Jenna a făcut o vrajă ca să îl atragă pe vampir la ele. Jenna, dă-i drumul lui Doris! Cu toate că era îngrijorat la sugestia lui Jenna, Tony a făcut un pas înapoi. Jenna are dreptate. Sunt la fel ca ea. Doar una dintre acele mirese de care te folosești. Nu, nu o asculta! Doris, îți amintești când ai semnat acel contract și ai căpătat sigiliul de pe frunte? Jenna este foarte puternică, deci cum aș fi putut să o forțez să facă asta? Sigiliul? Da, tu chiar ai reușit să mă scap de sigiliu, nu-i așa? Văzând că totul a ieșit la iveală, Jenna nu și-a mai ascuns gândurile rele. Ea se îndrăgostise de Tony în trecut, dar fusese refuzată de fiecare dată. Tot ce știa era că Tony avea un Liliac și îl iubea mai mult decât orice pe lume. Jenna a fost cuprinsă de gelozie și a încercat să scape de Liliac. Dar, din greșeală, l-a transformat într-o creatură rea. Tony s-a înfuriat și a început să o urmărească pe Jenna pentru a se răzbuna, dar nu a reușit. Și atunci a apărut Doris. O fată atât de josnică îți poate câștiga atât de ușor inima. Nu accept așa ceva. Tony, dacă nu ești de acord cu înțelegerea, o voi distruge pe ea prima. Tony și-a folosit puterea pentru a crea o barieră de protecție în jurul liliacului demon și s-a repezit să-și salveze mireasa. De vreme ce își folosise jumătate din energie pentru a proteja liliacul, vampirul era foarte slăbit. Corbii demon erau atât de mulți încât, în scurtă vreme, vampirul s-a prăbușit. O, dragul meu, oricum nu poți câștiga în fața mea. Ar trebui să-i dau voie miresei tale să-ți audă ultimele cuvinte înainte să vadă cum cel pe care îl iubește moare pentru ea? Îndrăznești să furi de la mine? Asta nu se poate întâmpla! Tony știa că nu mai are mult timp să spună adevărul. În realitate, pe vremuri, Tony și Doris erau o pereche frumoasă de vampiri îndrăgostiți. Doris avea o datorie față de vrăjitoare, așa că într-o zi, când vampirii au venit să distrugă satul, s-a luptat cu tărie împotriva lor, protejând-o pe bătrână. Vampirul a lovit-o cu o vrajă, iar Doris s-a transformat într-o copilă. Bătrâna a păstrat amintirile lui Doris în micul Liliac, până când a găsit o modalitate de a o aduce înapoi, astfel încât Doris să fie reînviată cu adevărat. Tony trebuia să găsească și să elimine vampirii răi, așa că a fost nevoit să plece pentru o vreme. După toate astea, Doris a urmat-o pe bătrână în sat.
Când s-a întors, Doris crescuse mare, dar nu-l mai recunoștea deloc pe Tony. Tony a realizat că Doris avea o nouă viață, așa că nu a mai vrut să o transforme din nou într-un vampir. Tony a rămas alături de ea, pe ascuns, ani la rândul pentru a o proteja. Odată, când Tony nu era atent, demonii au fost foarte aproape să o prindă pe Doris. Tony a înțeles că dacă lucrurile o țin tot așa, nu va ieși ceva bun din asta. Până când Tony urma să găsească o cale de a curăța sângele de vampir din Doris și de a o transforma într-o persoană obișnuită, s-a gândit să o ducă înapoi în castel pentru a o proteja. Cu o noapte în urmă, vrăjitoarea îi spuse că a găsit o cale, așa că el și Liliacul demon s-au grăbit să ajungă în sat. Vrăjitoarea fusese dusă într-un loc sigur. Jenna inventase toată povestea ca să o păcălească pe Doris. Asta este întreaga poveste, Doris. Crede-mă că tu ești aleasa. Nu te-am înșelat niciodată. Tu, nu mai spune nimic. Am încredere în tine. Tony, te rog, folosește sângele meu. Sângele meu te va face mai bine. Te rog. Nu. Dacă te mușc, te vei transforma din nou în vampir. Vrăjitoarea vine în curând și voi încerca să câștig niște timp pentru tine. Doris, trăiește-ți viața de om așa cum ți-ai dorit întotdeauna. Chiar dacă există doar o mică speranță să trăiești, un mic motiv, eu tot te voi proteja. Oh, ați terminat cu șoaptele de iubire? Foarte bine! Acum plătește pentru ce mi-ai făcut, Tony! Nu! Tony! Tony s-a întors și a văzut că bariera sa de protecție creată pentru Liliacul demon fusese distrusă. Doris a zâmbit cu tristețe și i-a permis Liliacului demon să o muște. Corpul lui Doris s-a transformat pe loc și a căpătat mai multă putere. Jenna nu mai putea să-i țină pieptul lui Doris și a fost distrusă numai decât de inamica ei, pe care odinioară o considerase firavă. Doris și-a recăpătat vechile amintiri, dar avea și puterea unui Liliac demon în ea, astfel că putea să-și piardă mințile foarte ușor. Tony! Sângele demonic din mine este atât de puternic. Nu voi rezista. Te rog, distruge-mă. Nu vreau să rănesc pe nimeni. Chiar în acel moment, vrăjitoarea s-a întors și a adormit-o pe Doris. Când Doris s-a trezit, uitase totul. S-a dovedit că vrăjitoarea i-a șters din nou amintirile, ca să nu-și piardă bunătatea. Lui Tony i s-a frânt inima când a fost șters din nou din amintirile lui Doris, dar a fost de acord. De data asta, Doris nu își mai amintea nimic, dar inima ei a început să bată cu putere când l-a văzut pe Tony. Câtă vreme ar trăi, pentru cei care se iubesc cu adevărat, timpul nu e niciodată prea lung pentru a fi din nou împreună, nu-i așa? În viață, toată lumea are multe vise și speranțe. Totuși, e posibil ca unele dorințe să nu-ți fie îndeplinite niciodată. Dar dacă ești sincer și crezi în magie, zânele dorințelor vor veni să-ți îndeplinească dorințele. Ea este Camila, o zână harnică și frumoasă care îndeplinește dorințele din regatul magic. Din ziua în care s-a născut, sarcina ei să îndeplinească dorințele tuturor ființelor. Când Camila va îndeplini 100 de dorințe și va aduna suficiente stele în borcanul ei, va avea dreptul la propria ei dorință. Își dorește să devină cea mai mare zână a dorințelor și să conducă pădurea fermecată. Totuși, exista o dorință pe care n-a putut să o îndeplinească niciodată, dorința de reînviere, care era strict interzisă. Prin urmare, Camilei nu-i plăcea moartea și tot ce ținea de ea. Într-o zi, Camila a văzut-o pe zâna dorințelor Josie, cum se chinuia să îndeplinească dorința unei familii. În ciuda eforturilor ei, n-a reușit, iar Camila s-a grăbit să-i ajute. După ce i-a îndeplinit dorința, persoana a fost mulțumită și a închis ochii, în timp ce Camila a obținut în sfârșit a 99-a dorință. Văzând această scenă, Josie s-a supărat, pentru că ea era leneșă, arogantă și geloasă pe realizările Camilei. Așadar, Josie a decis să-i fure Camilei borcanul cu dorințe, pentru a nu mai fi nevoită să muncească din greu. Josie, ce vrei să faci? Îmi iau înapoi dorința și, dacă tot sunt aici, îți iau și ție borcanul cu dorințe! Dar Camila era iute și flexibilă, așa că Josie n-a putut să o înfrunte cu ușurință.
Joe s-a aruncat în grabă vraj asupra oamenilor nevinovați, forțând-o pe Camila să-i salveze. Când Camila a fost distrasă, Josie a furat borcanul cu dorințe. Însă Josie nu s-a putut bucura mult timp pentru că moartea își făcuse apariția. Se părea că moartea avea treabă și venise să ia pe lumea cealaltă sufletul persoanei decedate. Nu-l interesa lupta dintre zâne, dar când a văzut borcanul aproape plin al Camilei, s-a răzgândit. Moartea a făcut o vrajă și a capturat-o pe Josie, apoi a luat înapoi borcanul cu dorințe și a făcut o propunere Camilei. Îți voi da borcanul înapoi dacă vei accepta să mă ajuți. Să merg la lacul cunoașterii din Sfântul Ținut al Zânelor. Eu nu pot merge acolo singur. Vreau să aflu detalii despre iubita mea din trecut, de care nu știu nimic de multă vreme. Dacă îmi vei îndeplini această dorință, vei avea toate cele 100 de dorințe, nu-i așa? Chiar dacă disprețuiesc moartea pentru că nu are sentimente, este dură și știe doar să captureze suflete. Nu pot permite ca dorințele mele să fie furate. Prin urmare, Camila a acceptat să îi îndeplinească dorința morții, iar aceasta fusese 100-a dorință. După aceea, moartea i-a înapoiat fericită Camilei borcanul cu dorințe. Pe drum, Camila a aflat că numele morții era Dawson, unul dintre culegătorii de suflete din această pădure. Și avea o personalitate complet diferită de a ei. Dawson era mereu rece și tăios cu toată lumea, dar Camila era mereu entuziasmată și dispusă să ajute. Totuși, Dawson și-a dat seama că deoarece Camila nu refuzase niciodată nicio sarcină, obosea tot mai mult, iar sănătatea ei se deteriora. Când Camila s-a trezit, a văzut că Dawson avea grijă de ea cu multă blândețe, în ciuda aspectului lui înspăimântător. De ce? Mă ajuți? Pentru că nu vreau ca ghidul meu să moară înainte să-mi îndeplinească dorința. Și eu credeam că ești bun și vrei să mă ajuți. Ești prostuță. Par mereu puternică și îngrijorată de ceilalți, dar îți neglijezi propria sănătate și devii tot mai slabă. Am făcut asta doar pentru a-i ajuta pe ceilalți. Ține minte că trebuie să accepți doar sarcinile care țin de abilitatea ta și să nu-i faci pe ceilalți să depindă de tine. Ceilalți trebuie să știe să se descurce pe cont propriu și să-și dezvolte propriile abilități ca să poată evolua. Dacă nu-ți pasă de tine și nu te iubești, vei trăi într-o stare de nesiguranță toată viața. În plus, oamenii se vor îngrijora pentru tine. Dawson are dreptate. Întotdeauna muncesc din greu și nu mă odihnesc niciodată, pentru că nu vreau să dezamăgesc sau să întristez pe cineva, dar uneori fac totul mai rău. Camila a început să înțeleagă sfaturile morții. Voiau să continue călătoria când, deodată, au auzit plânsete dureroase în apropiere. Au mers să vadă despre ce e vorba și au găsit un bătrân sătean care murise din cauza bătrâneții și a slăbiciunii. Dawson trebuia să-i ducă sufletul pe lumea cealaltă, dar familia a refuzat categoric să-i predea sufletul. Moartea s-a supărat foarte tare, dar Camila i-a calmat iute furia. Știu că e responsabilitatea ta să duci sufletul pe lumea cealaltă, dar te rog să nu-i rănești pe cei nevinovați. Ei fac asta din regret și remușcări față de viețile celor dragi. Așa că te rog să înțelegi și să ierți emoțiile negative ale oamenilor și oferă-le mai mult timp ca să-și ia rămas bun de la cei dragi. Auzind asta, Dawson a încercat să-și recapete calmul și a liniștit cu blândețe pe toți.
În regulă, vă voi acorda mai mult timp pentru a vă lua rămas bun de la acest suflet. Nu trebuie să vă faceți griji. A fost bun și muncitor. Cu siguranță va fi fericit în viața de apoi. Datorită cuvintelor blânde ale morții, cei dragi au înțeles și într-un final i-au dat înapoi sufletul. Vezi, ți-am spus eu, dacă te comporți cu blândețe, totul se va rezolva iute, fără probleme. Ai dreptate, mulțumesc mult. Înțeleg cât de importantă este bunătatea în această meserie mortală. Văzând că Dawson devenea mai blând, Camila a zâmbit din senin și i-a dat din cap. Treptat, Camila și-a dat seama că inima îi bătea mai tare și era tot mai fericită de fiecare dată când vorbea cu Dawson. Cu toate acestea, încerca să-și alunge orice gând romantic, considerând că era doar o dragoste trecătoare, iar Dawson visa la altcineva. După multe zile în care au trecut împreună prin multe greutăți, Dawson și Camila au ajuns în sfârșit la lacul cunoașterii. Dar nu observaseră că îi privea cineva din întuneric. Camila și Dawson au ajuns la lac și au întâlnit o zeiță frumoasă care avea grijă de acel loc. Eu sunt zeița cunoașterii, cea care știe totul pe pământ. Voi sunteți moartea și zâna dorințelor și vreți să mă întrebați despre iubita morții, nu-i așa? Da, așa este. Poți să ne spui răspunsul? Desigur. Iubita morții este... această fată. Camila a fost foarte surprinsă când i-a apărut în față propria imagine. De ce? Persoana pe care o caută Dawson sunt eu? Pentru că ai fost iubita lui în viața anterioară. Se părea că în viața anterioară Camila fusese iubita lui Dawson. Dar la acea vreme Dawson era un băiat rebel și nu-i păsa de iubita lui. Iar Camila a intrat în depresie și a decedat. După ce a aflat adevărul, Dawson a regretat și a suferit mult. A fost dispus să devină moartea pentru a păstra frumoasele amintiri ale Camilei. Dawson aștepta mereu ziua în care o va reîntâlni și, după ce vedea că e fericită, avea să dispară. Dawson nu și-ar fi imaginat că în următoarea viață Camila avea să fie o zână frumoasă și că vor fi atât de diferiți de la aspect până la meserie. Prin urmare, a ajutat-o pe Camila să devină cea mai bună zână, îndeplinindu-i cea de-a suta dorință, iar acum trebuia să dispară. Deci așa s-a întâmplat totul. De ce nu mi-ai spus că am fost iubiți cândva? Ți-am greșit de prea multe ori. În plus, la început nu-ți plăcea de o moarte ca mine. Și atâta timp cât ai aflat acum că tu ești persoana pe care o iubesc și mi-a lipsit mereu, mi-e destul. Înainte să poată spune ceva, Camila a simțit un val de putere venind spre ei. Camila și-a folosit în grabă puterea pentru a-l proteja pe Dawson. Persoana care i-a atacase era Josie, cea care voia să profite de Camila, furându-i borcanul cu dorințe. Josie a încercat să scape din cușcă folosindu-și flăcările magice. Dar nu putea să le controleze, așa că arsese totul în jur. Josie n-a ajutat pe nimeni și a fugit țintă să-i găsească pe Camila și pe moarte. Când Josie a găsit pe cei doi, s-a înfuriat și a fost geloasă pe Camila pentru că își completase a suta dorință. Josie continuă să fie rea și să-i atace. În sfârșit, borcanul e al meu! Josie, să nu îndrăznești să fur borcanul!
După ce a văzut răutatea și lăcomia lui Josie, moartea și-a folosit ultimul strop din energie pentru a deschide poarta iadului ca să o pedepsească. Dar Josie a tras moartea în iad împreună cu ea. Camila s-a grăbit să-l ajute pe Dawson, dar moartea se temea că va fi și atrasă pe poartă, așa că s-a sacrificat pentru a închide poarta. Nu! Dawson! Borcanul cu dorințe! Îmi doresc să reînvie Dawson și să trăim fericiți împreună! Din păcate, dorința nu îi se putea îndeplini, pentru că nu avea voie să învie pe nimeni. Dacă nu putem fi împreună în această viață sau în următoarea, atunci îmi doresc ca toate cuplurile ca noi să depășească toate greutățile și să aibă fericire veșnică. Apoi, razele de lumină din borcanul cu dorințe au strălucit puternic, împlinindu-i dorința. După mulți ani, în timp ce împlinea dorințele oamenilor, Camila a întâlnit pe cineva care semăna foarte tare cu Dawson. Mulțumesc că m-ai ajutat. Am vreo șansă să te cunosc mai bine? Eu aș fi încântată! Ce s-ar întâmpla dacă o mireasă și-ar pierde viața chiar înainte de nuntă? Ar deveni o mireasă fantomă! Lasă-mă să ies! Sunt nevinovată! Mireasa Samara a fost răpită chiar înainte de nunta ei. Dă-mi drumul! Eliberează-mă! Cine ești? În timp ce se lupta cu răpitorul, Samara a căzut accidental într-o râpă și s-a sfârșit din viață. Jos, în infern, Samara a strigat să-i se facă dreptate, dar în zadar. Moartea și regele infernului considerau că nu era vina lor. După 100 de ani de strigăte necontenite, refuzând să renască sau să treacă dincolo, regele infernului a verificat-o personal. Abonați-vă la canalul OA Fairy Tales pentru a ajunge la 100.000 de... Hei, demonule! Acesta e textul naratorului! Adum cartea morții! Regele infernului făcuse într-adevăr o greșeală. Samara plecase mai devreme decât era programat în cartea morții. Cu toate acestea, n-a putut să o învie pe Samara. Avea prea multe regrete. Era consumată de ura față de răpitor și de regretul că nu a avut parte de o nuntă fericită. Trebuie să-ți rezolvi toate nemulțumirile ca să te pot readuce la viață. Găsește răpitorul. Dacă nu mai e în viață, găsește-i urmașii și adu-i aici să plătească pentru faptele lui. Astfel vei putea să te răzbuni. Conform legii Yin și Yang, Samara avea dreptul la 3 luni pe tărâmul muritorilor. După acest termen, sufletul ei avea să dispară pentru totdeauna. A rătăcit pe tărâmul muritorilor timp de câteva zile. Apoi, Samara a asistat la un eveniment nedrept. Bietul artist Norman, uluit, nu putea să înțeleagă de ce era urmărit de nobilul Jack. Samara nu putea să ignore acest eveniment. Buu! Hei, ești o fantomă? Cum ți-ai dat seama? Și de ce te urmărește tipul ăla? Se părea că strămoșii lui Norman aveau o datorie față de strămoșii lui Jack. Jack folosea adesea această veche datorie pentru a-l presa pe Norman. Mulțumesc că m-ai salvat! Te pot ajuta și eu cu ceva? Amintindu-și foarte puține despre tărâmul muritorilor, Samara avea nevoie de îndrumarea lui Norman. Dar trebuia să existe o legătură pentru ca fantoma să coexiste alături de cei vii.
o modalitate de a crea o legătură in-yang. Ce zici dacă te căsătorești cu mine? Ce? Desigur, Norman nu putea fi de acord cu așa ceva. Și astfel, au început să apară multe evenimente nefericite din momentul în care a refuzat-o pe Samara. Hotărâtă să-l facă pe Norman să plătească, Samara îi făcea rău pentru a-l forța să se căsătorească cu ea. În cele din urmă, Norman n-a mai putut să suporte. La ce te gândești acum? Interacțiunea cu fantomele și demonii era absolut interzisă, dar bietul Norman nu avea de ales decât să facă o nuntă fantomă cu Samara. Așadar, ești de acord să o iei de soție pe fantomă? Nu, da, adică... Dacă nu spui da... Da, sunt de acord, sunt de acord. Din acel moment, viața lui Norman s-a schimbat complet. Traiul cu o soție fantomă nu era o treabă ușoară. Ce faci? Au apărut multe conflicte între tânărul muritor și fantoma în vârstă de 100 de ani. Cât de rău! Cum îndrăznești? Sunt cu 100 de ani mai în vârstă decât tine! Cine știa că fantomele chiar fac baie? Cântă la chitară atât de bine! Mi-aș fi dorit să fie al meu! Între cei doi au avut loc numeroase situații vesele. Oh, îmi pare rău, doamnelor, trebuie să plec. Cântă la chitară atât de bine! Oh, mi-aș fi dorit să fie al meu! Nu fi geloasă ca un copil! Într-o zi, lucrurile au devenit stranii când Jack a apărut din nou, cauzându-i probleme lui Norman. Asistând la acea scenă, Samara și-a amintit că fusese rănită de o persoană rea în trecut. Ce ascunzi acolo? Dacă nu deschizi ușa, să nu zici despre mine că sunt rău. Vei vedea. Cine sunt? Acești bărbați frumoși. Veniți aici cu mine. Veniți mai aproape și veți vedea. Nu mă lăsați singură. Jack era atât de îngrozit încât a fugit. Atins de bunătatea Samarei, Norman a început să facă efortul de a o înțelege mai bine. Viața lui Norman devenise mai puțin dificilă acum că nu-l mai agasa Jack. De asemenea, Samara l-a ajutat pe Norman să găsească dovezi pentru a putea raporta crimele lui Jack la curtea regală. Cât despre Norman, el a ajutat-o entuziasmat pe Samara să găsească urmașii răpitorului. De fiecare dată când Samara se întrista, gândindu-se la viața ei din trecut, Norman era lângă ea să o asculte. Încet, încet, între un muritor și o fantomă, a înflorit dragostea. Cu toate acestea, după aproape 3 luni de căutări ale sabiei, nu au ajuns la niciun rezultat. Încă nimic? După ce va răsări soarele, timpul meu se va scurge. S-ar putea să plec pentru totdeauna. Nu există o altă cale? Norman, e ceva ce trebuie să-ți spun. Eu, de fapt... Ce-i aia? Nu, iartă-mă, am trecut pe aici fără să vreau, eram... Ceva familiar i-a atras atenția Samarei. A fugit, lasă-l să plece. Ce aveai de gând să-mi spui? Sabia aceea e a lui? Este sabia familiei lui. Data trecută s-a speriat și a fugit. Probabil a scos-o pentru a folosi-o o vreme, cred. Sabia aceea este a celui care m-a răpit. Oh, el este descendentul celui care m-a răpit. Nu mă așteptam niciodată la asta. Oh, mulțumesc. Norman, mă voi întoarce la tine. Hei!
Samara a tras iute sufletul lui Jack în infern pentru a fi judecat de regele infernului. Dar chiar atunci când Samara se bucura gândindu-se la învierea ei... Nu este el persoana! Poftim? Nu se poate! Sunt convinsă! Acea sabie îi aparține răpitorului! Este moștenirea familiei lui! Jack este descendentul lui! Jack este... Această sabie nu a fost inițiala mea! Atunci cui îi aparține? Nu, bunicul meu a confiscat-o pentru a încasa datoria de la bunicul lui Norman. Poftim? Cum e posibil? Norman, aici era corect. El este strănepotul răpitorului. Norman este cel pe care trebuie să te răzbuni. Mistuită de ură, Samara a zburat înapoi pe tărâmul muritorilor pentru a se răzbuna pe Norman. Eu ce ar trebui să fac acum? Norman vizita mormintele strămoșilor săi, fără să știe ce avea să se întâmple. Acesta e mormântul strămoșilor tăi? Samara? Am crezut că ai... Și eu am crezut același lucru! În frenezia ei, Samara a explicat totul, dând vina pe Norman și pe strămoșii săi pentru faptul că i-au furat viața. Trebuie să plătești cu viața ta! Te voi târâ în infern! Accept, atâta timp cât vei putea trăi. Strămoșii mei ți-au greșit. Voi purta păcatele în locul lor. Samara și-a revenit dintr-o dată. Cum putea să-i facă rău unei persoane atât de bune? Cineva care i-a oferit o perioadă plină de fericire, pe care nu mai simțise niciodată până atunci. Nu! Cum aș putea? Nu ai făcut nimic rău! Nu pot să rănesc pe cineva căruia-i pasă! Samara! Nu! Răsare soarele! Te rog, du-mă în infern, Samara! Încă mai e timp! Te implor! Îmi pare rău, Norman! Norman părea că s-a întors la viața lui de dinainte. Cât despre Jack, regele infernului i-a spus totul înainte de a-l trimite înapoi pe tărâmul muritorilor. Este încă în viață, ceea ce înseamnă că femeia fantomă a dispărut, așa cum plănuiam. Nu te mai poți ascunde! Ieși afară! Nu e momentul acum. Cum îndrăznești? Unde sunt bărbații aceia frumoși? Veniți cu mine! Veniți mai aproape să vedeți! Nu se poate! Fantoma trebuia să dispară, nu? Tu ești Jack? Am primit o plângere despre tine. Uitați-i și pe tovarășii lui, prindeți-i. Oh, Samara! Am crezut că... Asta am crezut și eu! Dar se pare că în acel moment eu nu am dispărut de fapt. Când te-am iertat, n-a mai rămas nicio urmă de resentimente. De asemenea, am avut și o căsnicie fericită cu tine, ceva ce mi-a fost răpit înainte. Așadar, nu mai am nicio ranchiună. Regele infernului m-a chemat înapoi pentru a renaște. Dar ai fost acolo jos atât de mult timp. Cei dragi ție nu mai sunt aici, nu-i așa? Poate, presupun. Sau poate ar trebui să rămâi aici cu mine? Dar eu... Ești de acord? Eu sunt de acord! Iar din acel moment, cei doi au trăit fericiți împreună pentru totdeauna. Iertarea este un lucru bun, dar iertarea unei trădări este întotdeauna o greșeală. Nunta dintre Sofia și Cooper era cuprinsă de o mare bucurie. Ea era prințesa regatului Mării. Nu se îndrăgostise niciodată și își dorea să găsească pe cineva demn de ea. Iar el era un prinț talentat, incredibil de bogat, drăguț și politicos. Se opune cineva acestei căsătorii? Eu mă opun! Lucrurile s-au înrăutățit când a apărut rivala Sofiei, prințesa pădurii verzi.
îndrăznești să-mi distrugi fericirea, Grace? Astăzi trebuia să aibă loc nunta mea și Cooper trebuia să fie mirele meu. Naivele mele micuțe. El le oferise dragostea, ceea ce le făcea să vrea să se mărite cu el. Visau la o iubire de plină, dar în schimb au primit o umilință de neuitat. Nenorocitule, tu ai fost cel care a răspândit zvonurile ca să mă aduci aici. Emoțiile puternice ale iubirii pasionale și durerea din cauza trădării le-au determinat pe fete să reacționeze agresiv. De ce plângeți? Dacă nu eram eu, era oricum altcineva. Deoarece era un prinț înșelător, Cooper știa să se ducă și să fure inimile prințeselor inocente. Abonați-vă la OA Fairy Tales pentru a descoperi povestea. Avery era barmaniță într-o tavernă de lux. Cu aspectul ei simplu și atitudinea rece, indiferentă, părea invizibilă pentru toată lumea. Pe măsură ce a crescut, a devenit tot mai indiferentă, luându-și slujba plictisitoare de barmaniță. Taverna avea un client fidel, pe prințul Cooper. În fiecare lună venea la tavernă, la întâlnire cu câte o prințesă diferită. Avery îl disprețuia pe Cooper pentru că îi amintea de tatăl ei. Tatăl ei o abandonase pe mama ei și pe ea pentru o altă femeie. De atunci și-a pierdut încrederea în dragoste și s-a retras într-o viață plictisitoare. Din cauza disprețului ei profund, Avery a încercat de multe ori să-l demaște pe Cooper, dar nu a reușit. Dar poate că norocul avea să iasă în cale de data aceasta. Știi ce mi-a spus? Fără tine, viața nu ar mai avea niciun sens. Așa că te rog, căsătorește-te cu mine. Ce nenorocit! Avery li s-a alăturat și le-a dezvăluit faptele înșelătoare ale lui Cooper din trecut. Asta e prea mult! Avem nevoie de cineva care să-l facă să sufere și să simtă și el ce înseamnă trădarea. Dar cine? A amăgit aproape fiecare prințesă din lume. Încă nu pe toate prințesele. Deși Cooper vizitase taverna de multe ori, n-a observat-o niciodată pe Avery. Pentru el, ea era doar o fată simplă și invizibilă. Așa că o vor transforma în iubita perfectă și îi vor da o lecție. Pentru cineva care e obișnuit să obțină tot ce-și dorește, Cooper va fi impresionat de o prințesă arogantă. Fii misterioasă, dar fii și supusă la momentul potrivit, ține minte! Prima întâlnire dintre Cooper și Avery a avut loc din nou la tavernă. Sofia și Grace i-au dat pe ascuns lui Cooper o băutură misterioasă care îl făcea să se comporte prostesc. Știi ceva? Ești foarte atrăgătoare! Ești nebun! Ce-i asta? Așteaptă un minut! Conform planului, acesta era momentul în care apărea Avery, lăsându-l pe Cooper uluit printr-o singură privire. În zilele următoare, Cooper a încercat în continuu să iasă cu Avery la întâlnire. Avery menținea o atitudine imprevizibilă față de Cooper. Uneori prietenoasă și deschisă, alteori rece ca de gheață, derutându-l. Cooper înnebunea pentru că niciodată n-a mai depus atât de mult efort. Haide, Avery! Când vei fi de acord să ieși la o întâlnire cu mine? Cu tine? Nu mai știu ce e adevărat. Ce trebuie să fac pentru a-mi dovedi sinceritatea? Chiar vorbesc serios. Deodată a apărut un hoț, iar Cooper s-a dus imediat să o protejeze pe Avery. Avery a pretins că e impresionată și a acceptat cea de 100-a mărturisire de dragoste. Planul era pe cale să atingă succesul perfect. Avery și complicele ei râdeau de prostia lui Cooper. Cu toate acestea, lucrurile nu erau atât de ușoare precum credea ea. Cooper era foarte drăguț și cu adevărat grijuliu. Îi păsa în mod real de interesele ei și avea grijă de ea la orice pas. Ha?
Au petrecut multe nopți discutând într-una. Avery își tot amintea că era doar o piesă de teatru, iar el era un răufăcător. Amintește-ți cine e cu adevărat! Revino-ți! Într-o noapte neașteptată... Ai grijă, Avery! Oh, nu, Cooper! Avery l-a prins și l-a ajutat, tratându-i rana. În acel moment emoționant, cererea în căsătorie se afla chiar după colț. Avery se pregătise pentru o replică sentimentală pe care el ar fi spus-o altor nenumărate fete. Însă... Avery, știu că sunt îngrozitor, dar pentru tine mă voi schimba. Vreau să fiu demn să trăiesc alături de tine. Haide, vreau să îți arăt ceva. În copilărie am fost grav bolnav și riscam să părăsesc viața de vreme. Mama mea a făcut o înțelegere cu un demon pentru a-mi oferi mie anii pe care mai avea ea de trăit. N-am putut suporta. Și mi-am vândut sufletul demonului ca mama mea să renască. Am jurat că voi deschide porțile și voi aduce demonul în lumea muritorilor, folosind ca ingredient principal inimile frânte ale prințeselor. Am deja suficiente ingrediente pentru a construi poarta, dar am decis să nu o mai deschid. Pentru că acum te iubesc pe tine. Vreau să trăiesc alături de tine pentru totdeauna. Sunt adevărate aceste cuvinte? Avery începea să creadă că planul ei de răzbunare nu mai era o opțiune atât de bună. Poate că dezvoltase sentimente pentru Cooper. Ea le-a spus totul Sofiei și lui Grace. Fantastic! Cu această dovadă îl vom băga la închisoare! Și vom veni la nunta lui purtând și noi rochii de mireasă! Nunta dintre Cooper și Avery a fost splendidă. Prințul înșelător și-a găsit în sfârșit drumul în viață. Sofia și Grace s-au infiltrat pe ascuns la nuntă pentru a asista la finalul perfect al planului lor. Mulțumesc că mi-ai dat șansa de a mă schimba. Te rog, lasă-mă să te iubesc pentru tot restul vieții mele. Avery devenea din ce în ce mai confuză. Dacă ar fi continuat să-l mintă în acel moment, nu ar fi fost cu nimic mai bună decât el. I-a strâns din dinți și a dezvăluit adevărul, că totul făcea parte dintr-un plan de răzbunare al mireselor trădate. Mirese trădate? Te vei căi la închisoare! În mod ironic, soarta l-a pedepsit aspru pe Cooper. Cea pe care o iubea nu putea să fie cu el, iar ea l-a făcut să guste o suferință imensă. De ce plângi? Deodată, demonul a distrus nunta și și-a dezlănțuit furia. Se părea că unul dintre slujitorii demonului îl privea în secret pe Cooper și știa că și abandonase planul de a deschide poarta infernului. Prin urmare, minionul a dus poarta infernului la nuntă și a finalizat construcția. Demonul a decis să-l pedepsească pe Cooper. Grace și Sofia au chemat creaturile mistice din ocean și pădure să se alăture bătăliei. Însă Cooper cel întunecat era prea puternic și nu puteau să-l învingă. Văzându-l pe Cooper corupt și îndurerat, Avery și-a dat seama că într-adevăr dezvoltase sentimente pentru el. Eu cred în tine, nu te pierde! Aceste cuvinte l-au făcut să-și amintească de momentul în care mama lui a murit. Ce-ar vrea mama mea să devin? Devin-o cine vrei! Atâta timp cât trăiești cu integritate și îi tratezi pe ceilalți cu respect, asta mă va face mereu mândră de tine. Nu te pierde pe tine însuți, copilul meu. În acel moment, Cooper a văzut imaginea mamei sale în Avery. O persoană păcătoasă ca tine merită să vină în infern cu mine! Nu, Cooper!
Dar Cooper a ales să-și spășească greșelile. Cioburile inimilor frânte s-au împrăștiat și s-au întors la miresele înșelate. Mai era o bucată de inimă pe care o dăruise celei pe care o iubea. După toate acestea, Avery a început să ducă o viață fericită, fiind gata să simtă din nou dragostea. Din când în când își amintea de Cooper și de faptul că adevărata bunătate poate să schimbe totul. I-a ales întotdeauna să trăiască o viață corectă. Maria era cea mai frumoasă și blândă domnișoară din regat. Pacea fie cu tine, domnule! Pacea fie cu tine! Pacea să fie și cu tine, povestitoare, și vă rog pe toți să vă abonați la canalul OA Fairy Tales! Maria avea un iubit, dar din păcate ea i-a atras atenția lui Victor Frankenstein, un om rege foarte inteligent, dar malefic. El și-a folosit puterea pentru a o forța pe Maria să se căsătorească cu el. Nu te mai împotrivi! Vei deveni regină? Vei fi bogată și... Nu! Toată lumea știe că am deja un logodnic! Nu mă voi căsători niciodată cu tine, om rău! Maria era hotărâtă să nu cedeze, dar, din păcate, i s-a întâmplat un accident și s-a stins din viață, chiar înainte de nunta cu Victor. Maleficul rege Victor era hotărât să o aibă pe Maria cu orice preț. Fiind un geniu, a găsit o cale de a o aduce pe Maria înapoi din viața de apoi. În sfârșit am creat elixirul învierii! Încă un fulger și gata! Apoi vei fi a mea pentru totdeauna! Unui om ca Victor îi era greu să schimbe soarta. Ceea ce a adus înapoi nu era Maria, ci o creație monstruoasă. Maria, reînviată ca monstru, își pierduse toate amintirile din viața anterioară. Erai atât de frumoasă, Maria! De ce te-ai transformat într-un monstru? Maria, deși avea o putere fizică extraordinară, tot nu a putut scăpa din ghearele lui Victor. Așa că nimeni nu știa că ceea ce crease Victor era, de fapt, Maria reînviată. Un monstru! Cu siguranță e un monstru! Toată lumea îi spunea Mariei monstrul, iar ea și-a uitat, în timp, propriul nume. Chiar asta sunt eu, dar nu sunt atât de frumoasă. Sunt un monstru, sunt urâtă. Ce rost are să fiu atât de urâtă? Monstrul e mereu alături de regele Frankenstein ca o regină. Într-o zi ar putea face rău, cine știe? Când Victor Frankenstein a simțit frica din jurul său, a devenit și el îngrijorat și a hotărât să o elimine pe Maria pentru a elimina orice problemă. Unde e monstrul acela? Găsiți-o acum! Maria a reușit să scape la timp, dar oriunde mergea... Un monstru! Un monstru urât e în libertate! Toată lumea era speriată de ea. Maria a ales să se ascundă adânc în pădure, departe de oameni. Și-a găsit mângâierea acolo, dar a rămas singură și nesigură de propria ei urâțenie. E cineva acolo? Ajutați-mă, vă rog! Stâncile mi-au blocat intrarea casei. Ajutați-mă, vă rog! Chiar dacă Maria plănuia să ignore, bunătatea din inima ei încă era acolo. Mulțumesc, străin amabil! Mulțumesc mult! Orbul nu putea să vadă înfățișarea Mariei. Părinții mei vor veni acasă doar peste câteva zile. Din fericire, a fost cineva aici. Eu sunt Shelly. Și tu ești? Eu sunt! În calitate de monstru, Maria a simțit un sentiment de familiaritate față de Shelly. Așa că a decis să-i vegheze pe ascuns familia. Treptat, ea a început să simtă afecțiune pentru Shelly și adesea îi ajuta în liniște familia. Mm.
Ce s-a întâmplat? De la alungarea animalelor sălbatice până la îndeplinirea unor sarcini simple, cum ar fi curățarea cărărilor sau tăierea lemnelor pentru familia lui Shelley. E cineva? Tu ești cea de ieri? Tu ești! Mi-a ajutat familia să taie lemne și a eliberat cărările. Nu te duce ca data trecută. Trebuie să-ți mulțumesc. Pentru prima dată după multă vreme, cineva o prețuia pe Maria, chiar dacă devenise un monstru. De atunci, monstrul îl vizita tot mai des pe Shelley. Așadar, care e numele tău? Încă nu mi-ai spus. Oamenii îmi spun monstrul! Nu! Disprețuiesc acest nume! E atât de urât, la fel ca mine! M-ai ajutat atât de mult! Ești foarte bun, asemenea unei fete pe care am cunoscut-o cândva! Cineva cu un suflet atât de frumos ca al tău nu poate fi o persoană rea! Încrederea de sine a monstrului se îmbunătățea treptat, iar Maria începea să dezvolte sentimente pentru Shelley. Dar într-o zi, bărbatul orb s-a îmbolnăvit grav, tocmai când familia lui era plecată. Maria a riscat totul pentru a părăsi pădurea în căutarea unor medicamente. Din nefericire, oamenii au văzut-o. Mulțumită ție! Ești atât de bună! Ești la fel ca ea! Oh, ea? Tu ai deja o iubită, nu-i așa? Aveam. Victor a luat-o. A trebuit să mă ascund aici. Ea s-a stins din viață. Numele ei era Maria. Oh, Maria! Maria! Când Shelley a strigat numele, câteva amintiri s-au declanșat în mintea Mariei. Shelley, numele meu era Maria când eram în viață. Victor m-a înviat. Acum mi-am amintit de tine. Nu sunt foarte sigură, dar s-ar putea să fiu. Hei, monstrule, știu că ești aici! Au sosit mulți soldați pentru a o captura pe Maria. Nu mă așteptam să găsești locul în care se ascunde Shelley. Sunt îndrăgostit de tine, ai vrut să mă nebunești. Te-ai îndrăgostit de un orb. Nu te mai pot lăsa să trăiești. Nici să nu te gândești. M-ai transformat într-un monstru hidos. M-ai distrus. Eu voi... De ce nu accepti? Dacă te-ar vedea Shelley, nu crezi că te-ar respinge? Privirile disprețuitoare și propria conștiință a Mariei au determinat-o să-și accepte soarta. Un monstru hidos ca tine nu poate trăi. Victor intenționa să se ocupe de îndată de Maria, adunând întreaga populație a regatului pentru a asista la procesul ei, afirmându-și autoritatea. Acest monstru va fi judecat imediat. Și oricine îndrăznește să mi se împotrivească... Tu ești adevăratul monstru! Orbul părea să se răzvrătească împotriva lui. Maria, da, așa este. Fața monstrului seamănă cu cea a Mariei. Regele victorios a transformat-o pe Maria într-un monstru. Aduceți-l aici repede. Nu, nu, nu poți. Uitați-vă aici, acesta e sfârșitul rebelilor. Chiar în acel moment, Maria a reușit să se elibereze și a primit lovitura de la Victor. Apoi l-a împins pe Victor în propriile sale unelte. O sfoară de zmeu l-a prins pe Victor. Monstrule! Shelley a fost atins de o picătură de elixir care redă vederea. Cât despre Victor, nu avea cum să îi se împotrivească sforii de zmeu care i s-a lipit de corp. Și începuse deja să-și facă efectul. Acel fulger a lovit-o și pe Maria, și pe iubitul ei. Victor nu i-a putut supraviețui fulgerului direct, dar trupul puternic al monstrului a protejat-o pe Maria. Shelley! Cât despre Shelley,
În mod miraculos a scăpat nevătămat, iar vederea îi revenise, așa cum Maria fusese reînviată. Oh, vai! Pot să văd! Unde e Maria? Unde e? Nu, nu te uita! Nu te uita la mine! Sunt atât de urâtă! De ce nu? Întotdeauna mi-am dorit să o văd pe cea pe care o iubesc. Întotdeauna am fost orb. Și chiar dacă aș fi putut să văd, nu vreau să știu ce e frumos sau urât. Trebuie să știu doar dacă persoana din fața mea e Maria, cea pe care o iubesc. Chiar dacă Maria era ce era, ea a fost întotdeauna iubită de cineva pentru ceea ce era ea cu adevărat. Oamenii nu se mai temeau de Maria, odată ce au aflat cine era ea cu adevărat. Că despre Maria, ea și-a acceptat soarta ca monstru, deoarece, fiind înviată ca un monstru, avea ocazia de a fi iubită din nou.